Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Tânăr cu mintea întreagă. Raul Damian, Ionuț Haidu și Sara Țuț, deja v-am obișnuit, aceasta este formula emisiunii de astăzi și emisiunii noastre. Bun revenit! Bine te-am regăsit! Bine te-am găsit! Astăzi, ce ne propui, Sara, ca temă? Astăzi vă propun o temă, e într-adevăr, de multe fete o iau mai mult în considerent decât băieții, dar cred că e foarte importantă. Cum putem trăi noi o viață plină de compasiune și modestie? De ce spui că fetele sunt mai interesate de subiectul acesta decât băieții? Pentru că, de obicei, fetele au mai multe probleme în zona de compasiune și modestie, din punctul meu de vedere, iar băieții, cumva, compasiunea și modestia îți și anumite virtuți pe care le ai atunci când ești foarte atent la detalii. Și noi, fetele, tindem să fim mult mai atente la detalii decât băieții, iar băieții au alte preocupări pe mintea lor sau alte teme pe care îi interesează. Cum să fii biruitor în Hristos, cum să... Na, alte teme. Ceva pe... de soldatul. Da, să fii soldat așa... în armata lui Hristos. High power, da, exact. Na. Asta ar fi tema de astăzi. Bună temă, foarte bună. Bună temă în contextul în care parcă trăim din ce în ce mai mult în generațiile care vin de după noi și vin mai aproape de noi spre o zonă a indiferenței, în care parcă nu ne mai interesează nimic ce se întâmplă. Șocat de știrile pe care le citesc, oameni care cad jos și oamenii trec pe lângă ei, încă chiar te super cu o căzută ăla și te deranjează că ți-o schimbat. Îi filmezi, ca să ai multe vizualizări, deci nu se poate să treci pe... Și șocul cel mai mare l-am atunci când am văzut acele știri în care tinerii se filmau unul pe altul cum să 3-4 îl bătea pe unul și ăsta filma, știi, și punea pe internet toată povestea asta și șocat efectiv că nu mai simțim, nu mai ai... Numai un sentiment de ce se întâmplă în jurul tău, fie de plâns, fie de râs. Bun, de unde învățăm noi și compasiunea, iată, și modestia? Pentru că, într-adevăr, după cum spui, Ionuț, trăim într-o generație individualistă. Nu mai există, adică din ce în ce mai puțină comunitate mai găsești. Când era vorba de comunitate, inclusiv în fața blocului, era o chestie de comunitate. Erau din cartier. Cartierul, te băteai cartierul ăsta cu cartierul celălalt, te jucai fotbal cartierul ăsta cu celălalt. Adică era o competiție între, dar țineai la ai tăi. Cumva, românii când au mers prima dată în Europa și vedeai o mașină de român, te clansonai, făceai cu mâna, zâmbiai, da? Deci era o chestie cumva... Acum eviți, știi? Bun, cine ne învață pe noi compasiunea, modestia? Cred că am pierdut bătălia acasă, în primul rând, și n-am văzut ce înseamnă acasă compasiune, pentru că părinții noștri au fost plecați. Noi am fost generația, sau eu am fost generația cu cheia la gât, care părinții au fost plecați toată ziua, am venit, am deschis, am închis, mi-am pus sandwich-ul singur, am venit acasă, mi-am făcut temele singur și părinții doar te-au întrebat dacă ți-ai terminat temele, corect? Și oamenii au venit și au zis, da, ce noi te-ai luat astăzi? De fapt, ce ai reușit să faci tu singur, fără noi? Ei, n-am mai simțit, pentru că copilul are nevoie de prezența părintelui, nu doar fizică, ci emoțională, să vadă, e ca și cum mulțumescul la masă, știi, dacă tata nu mulțumește, nu se mulțumesc nici copiii cum primesc o mâncare. Am pierdut compasiunea, la fel și modestia. Când ai văzut că tata își cumpără mașini noi, din ce în ce mai mult, și vrea să demonstreze cu vecinul și simți, nu, și chiar dacă nu e verbalizată, e concurența între vecini, știi? Bă, și tu trebuie, nu, băi, noi toți aveam Adidas chinezești, dune, când eram, cum ziceai tu, jucam în jurul blocului, bă, și era problemă, frate. Ne mai deranja când avea unul cu alt model, dar în rest, toți eram la, acolo, la unison, în sensul ăsta. Bă, dar eram fericiți, eram, aveam apartența. Chiar dacă se vedea degetul mare. Da, cred da. Că o altă problemă pe care generația noastră o avem e faptul că părinții noștri au mers la lucruri ca să ne poată face toate mofturile noastre. Noi suntem generația care am trăit din moft în moft și am ajuns la considerentul că absolut tot ni se cuvine. Iar în momentul în care consider că tot se cuvine, de ce să mai arăți compasiune față de oameni dacă tu deja ai tot ceea ce ai nevoie? Sau de ce să mai fiu modestă când știu că pot să fiu extrem de extravagantă și să le dau un gât la toate fetele că uite ce rochie și ce pantof fain am eu și ce rochie simplă ai tu? Și poate că și... importanța vieții am pierdut-o și valoarea vieții, pentru că nu ajutăm, pentru că considerăm că nici noi nu avem nevoie de ajutor,
Doi, nu să ajute altul, suntem noi prea sus ca să ne coborâm acolo jos, suntem un fel de preoți și leviți, știi? Dar de ce să mă murdăresc eu? De ce să ajut eu? Să ajute altcineva și vina lui oricum o căzută. Vi se pare că disciplina, de exemplu, părinților, care a fost în urmă cu mai mulți ani, a ajutat cel puțin la partea asta de a tăia aripile băieților, fetelor, mândri, în sensul în care vrei să mergi la școală, că mândria iese în afară foarte mult, da? Și nu mai areți modestie. Vrei să fii, de exemplu, fetele vreau să meargă și acum și își permit și le dă voie și școala, din păcate, să meargă cu buricul gol. Dar de ce lucrul ăsta? Să atragi privirile, adică să se uite la tine. Vrei să, da, băieții să meargă cu o anumită firmă de papuci și așa mai departe. Da. Pe când înainte părinții spunea, știi, nu, n-ai voie așa la școală, nu, cum să mergi în halul ăsta, foloseau expresia, nu se poate. Și cumva intrau și disciplinau copiii, pe când astăzi pare mi se că lipsește disciplina. Poate protejarea copiilor, știi? Că asta cred că te protejau să nu iei razna. Acum, era și o chestie că nu prea găseai atunci. Toți eram pe Puma în ziua aia, toți eram pe training-urile alea care veneau de la turci, toți ne îmbrăcam la fel. Zici că eram toți cu uniformă neoficială, dar eram într-un mod oficial, toți eram la fel. Dar libertatea asta, cum spuneai foarte bine, Sara, că de fapt am primit de toate și de la toți am primit, sunt fie un fel de soare. Noi suntem mai meseriașii și atunci clar că te uiți de sus la toți. Și dacă nu reușești să răzbești cumva în societate, intri într-un într-o zonă asta extremelor, să zic. A extremelor și îmbrăcăminte și în comportament, a durității sau a sensibilității, numai să atragem atenția. De fapt, noi am pierdut valoarea inimii noastre și valoarea vieții. Nu vi se pare că și inclusiv sunt momente de compasiune, dar spre a te mândri. În filmată, care, compasiune, da, adică filmată. Compasiune filmată. Să știe, mă, eu sunt bun, dar să știe lumea că sunt bun. Adică... Da, adică dacă te duci și dai 5 lei la un sărac de pe stradă doar pentru că prietenul tău te filmează și să poți să pui versetul ajutați-i pe cei nevoi, hai, aici chiar nu, mai bine, na, măcar, spune-i măcar să închidă telefonul. Și dacă te văd prietenii tăi, închide telefonul și nu filma și nu posta. Nu trebuie să postezi fiecare chestie, dar aici intră în altă discuție. Un alt lucru care eu cred că justifică lipsa de compasiune și modestie la foarte mulți tineri este lipsa de autoritate pe care părinții au avut în casă și faptul că mulți părinți folosesc ca adeptul vreau să fiu prieten cu copilul meu, nu vreau să fiu părintele lui și nu mai au... Când ajungi în perioada de adolescență, eu văd la mine, foarte mulți colegi de-ai mei au problema asta, ajung în perioada de adolescență și părinții nu mai pot să le spună absolut nimica pentru că ei nu... De ce să te ascult pe tine? Adică tu ce autoritate ai față de mine? Și au pierdut validarea, ca să spun așa, mulți părinți. Și au pierdut sau li s-a luat? Că asta este o altă discuție. Pentru că trăim iată vremuri în care, vezi, dacă te răstești la mine, sun. Dacă văd că ridici vreun bețișor la mine, iarăși sun. Asta se întâmplă pentru că părinții le-au permis să facă lucrul ăsta. Asta e punctul meu de vedere. Na. Și un alt lucru, cred că anturajul contează foarte mult și anturajul te schimbă foarte, foarte mult cu privire la compasiune și la modestie. În momentul în care nimeni din gașca ta de prieteni nu arată niciun pic de milă față de cineva din grup care poate i s-a întâmplat ceva, poate în spital și tu ai scris pe grup hai să-i cumpărăm un buchet de flori, să-i ducem o ciocolată sau ceva și toți ceilalți pe grup pentru ce? Lasă că să stea cu familia, nu știu ce. Ideea este, știi ce mi se pare mie interesant? Că inclusiv părinții și adulții critică generația tânără, că nu e, n-are compasiune, că nu e modestă. Știi ce mi s-a părut mie interesant? La un moment dat am făcut așa ca un test social cu fetele noastre, în mare parte cu cea mare, când era mai mică, și am mers cu ea la cumpărături și am zis să facem niște plase cu alimente și mergem prin oraș să dăm la oameni. Și ce am observat? Că tinerii, copiii noștri, adolescenții, dacă îi lași de bunăvoie, eul lor o să ducă spre mândrie și spre individualism. Da? În schimb, dacă îi canalizezi, există în ei și dorința de a face bine. Există în ei și bucuria de a face bine. Numai nu este descoperită. Și trebuie ajutat. Ideea este că
tinerii nu sunt ajutați astăzi să-și dezvolte compasiunea care, bineînțeles, se învață, dar există în ei. Bun, uman la un moment dat. Există o limită umană pe care o avem fiecare. Și de rebeliune și de pe partea pozitivă. După care intră celelalte forțe supranaturale care te ajută să fii îndelung răbdător, da? să fii altruist chiar și când nu ai. Da? Ne aducem aminte de văduva care a dat ultimii doi bănuți, n-a dat doar doi bănuți, a dat ultimii. E ceva supranatural să dai totul. Când dai, nu e, e absolut normal să dai. Dar ideea este că am văzut în testul ăsta pe care l-am făcut, nu am făcut să fie un test, am vrut să dau o lecție, am vrut să fac ceva constructiv cu fetița noastră. Dar am observat bucuria ei. Și am zis, uite că există în inima ei bucurie de a face bine. Dar trebuie să îi ajutăm să descopere această bucurie de a face bine. Să guste și ei că e mai ferice să dai decât să primești. Și să vadă că valoarea nu stă în haina pe care o porți. Adică trebuie învățați, trebuie să le arătăm adevăratele valori copiilor noștri. Adevărata viață e asta, să simțim, să fim acolo și să fim oameni pentru oameni. I-am protejat prea mult pe copiii noștri încât i-am protejat să-și trăiască propria viață. I-am pus într-o bulă din asta și le-am spus că sunt cei mai tari, le-am spus că le dăm, le facem, sau pe partea cealaltă i-am pus la lucru și i-am zăpăcit și nu își mai au identitatea lor, nu ne mai regăsim pe noi și atunci cu atât mai mult nu mai vedem pe ceilalți. Înainte reușeai să te vezi pe tine cum ești și să te accepți cum ești. Astăzi nu mai ajutăm pentru că nu mai acceptăm pe ceilalți, pentru că noi, nici pe noi nu ne acceptăm și nici pe noi nu ne vedem cu ochii buni, să zicem, sau cu o nevoie pe care trebuie să o dăm mai departe. Am pierdut bătăliile astea. În final, ar fi ce putem să facem ca să putem să schimbăm un picuț, că asta e doar așa o observație de pe margine, dar ce am putea să facem ca lucrurile să se schimbe? Cred că e foarte important să ne schimbăm noi. Înainte să cerem schimbarea altora, e important să ne schimbăm noi în atitudinea noastră și, până la urmă, să vadă că și oamenii modești sunt fericiți. Și oamenii care oferă, înțeleg că, de fapt, e mai ferice să oferi decât să aștepți și să primești sau să ai emiți pretenții în final. Cred că schimbarea noastră e un exemplu și un model și ar putea să fie un exemplu pentru societate. Da, clar. Adică, până la urmă, ne uităm în Biblie și vedem că Iisus Hristos a fost plin de compasiune, milostiv, e un sinonim, milostiv, plin de compasiune, iertător, a fost blând și noi, până la urmă, având în vedere că exemplul nostru este Iisus Hristos și trebuie să pășim pe urmele pașilor săi, la rândul nostru ni se cuvine să facem lucrurile astea și să încercăm să implementăm asta în viața noastră și la fel și cu modestia, o viață trăită în simplitate, pentru că până la urmă asta e modestia, o viață trăită în simplitate nu poate decât să aducă bucuria și aprecierea momentelor din viața ta, momentul în care ești prea preocupat de starea ta materială și de opinia celor din jur, nu mai ai bucuria și nu mai ai timp să te bucuri de amintirile pe care ți le creezi cu familia, prietenii, amintirile și momentele remarcabile care le petreci tu împreună cu Hristos. Îți arunci viața pe geam, practic, dacă ar fi să zic așa. Eu cred că am uitându-mă în Sfânta Scriptură, văd momente în care au fost oameni, noi îi numim astăzi ucenici, au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos care au mers cu Iisus și a văzut inima, că Biblia ne spune, Iisus plin de milă, i s-a făcut milă și vindeca și făcea și le mulțea și așa mai departe. Dar ce am observat este că au fost mai multe pasaje în care Hristos se uită la mulțimi, se uită la ele cu milă, și ucenicii văd și ei mulțimile, sunt cu Iisus, au umblat cu Iisus și zic la un moment dat, auzi învățătorule, dă-le drumul să meargă fiecare acasă, că nu, e deja târziu, să meargă să mănânce. Adică au umblat cu Iisus și tot n-au avut compasiune, interesant. Au fost cu Iisus și tot n-au înțeles încă inima lui Hristos. Asta îmi spune mie că poți să mergi la biserică și să n-ai compasiune. Poți să mergi la biserică, poți să cânți, poți să slujești într-un fel sau în altul și totuși să n-ai modestie. Până când, de fapt, Hristos nu devine stăpân al vieții tale, până când El
nu intervine să transforme inima mea, să-mi dea acea putere supranaturală de a vedea și eu pe sebenul meu. Nu doar să zic, fac acum pentru că, da, e Hristos cu mine și mă vede. Nu, fac așa pentru că așa mi-este inima mea. Iar inima mea poate să fie schimbată doar de Dumnezeu. Exact. Și Biblia spune că înțelepciunea vine cu cei modești. Așa că dacă vrei să fii un om plin de înțelepciune, o viață trăită în modestie nu sună un lucru chiar așa de rău. Da, mi-a plăcut ce a spus Ionuț. Să știți că și oamenii modești sunt foarte fericiți. Până la urmă... Poate cei mai fericiți. Poate ce... da. Chiar mă uitam inclusiv la oamenii bogați ai lumii acesteia. Când mă uitam la unii dintre ei... haine simple, merg pe jos mult, fac lucruri foarte simple, n-ai dat 2 lei, n-ai zice că el e patronul nu știu carei companii, și cu toate astea au înțeles sau ajung să înțeleagă după mulți, mulți ani că banii n-aduc fericire, nici mândria, nici poziția de acolo, ci fericirea și libertatea și pacea se găsesc în alte lucruri. Aici ne oprim cu emisiunea de astăzi. Iată, am vorbit despre compasiune și modestie împreună cu echipa acestei emisiuni Tânăr cu Mintea Întreagă, Sara Țuț, Ionuț Haidu și Raul Damian. Până data viitoare, sperăm ca fiecare dintre noi să fim găsiți oameni tineri cu mintea întreagă și sănătoasă.